De câțiva ani se încearcă reglementarea activităților de picnic pentru ca turiștii să nu-și mai pună amprenta în zonele naturale protejate. În acest sens a fost dată și o lege a picnicului. Din păcate, în zona de nord a județului, mai precis în Mușcel, nu exista niciun spațiu amenajat pentru astfel de activități. Autoritățile locale din Albești de Mușcel au reușit să obțină o sponsorizare, fiind amenajat terenul din zona Cândești, locație care atrage mulți amatori de picnic în perioada caldă. Astfel, acum aceștia se pot bucura de mese acoperite și grătare, așezate pe malul râului. Autoritățile locale fac un apel la cetățenii care vor folosi locația să dea dovadă de responsabilitate și de educație, adunându-și gunoiul. Cheia se traduce printr-o colaborare pe care Comuna Albești de Mușcel o are cu compania Ursus, producătorul de bere renumit, prin brandul Ciucaș. Se numește spațiu de relaxare. În acest sens, cei de la Ursus vor să încurajeze folosirea mediului înconjurător într-o limită a bunului simț. Practic, prin acest spațiu delimitat de zona de picnic, cea a grătarelor, ei intenționează ca folosirea spațiului verde să fie într-un mod ecologic. Primul impact pe care îl studiază la noi în zonă este cel al strânsului gunoiului. Deci dacă zona respectivă se menține curată. A fost o discuție pe care am purtat-o acum vreo 8 luni de zile la începutul anului, la finalul anului 2020, care s-a concretizat săptămâna aceasta prin montajul acestora. Valoarea este în jur de 35.000 de euro cu montaj cu tot, care este o donație către localitatea Albești de Mușcel. Colaborarea cu firma care a asigurat amenajarea spațiului se desfășoară pe mai multe etape, dar trebuie îndeplinite anumite condiții. Din păcate, urmele unor semeni mai puțin civilizați pot fi văzute de la distanță. Aș avea rugămintea celor care frecventează zona Cândeștiului, mă refer la mușelei noștri, comunele limitrofe, locuitorii Câmpul Lungului, să respecte aceste cerințe care sunt de bun simț, altfel, deci, practic, să nu lăsăm cu noi și la anul sper să mărim suprafața și să o dăm tot în folosul nostru, al tuturor, nu numai al albeștenilor sau al cândeștenilor, ci al întregii zonei Mușcel. Va urma o perioadă de monitorizare și de informare prin pliante din partea noastră, a beneficiarului practic al comunei, pe care noi trebuie să le raportăm. Vom fi însoțiți de patrule de jandarmi prin zonă, care vor face același lucru, practic o educație civică, să zic așa. Deja am avut două zile în care ele au fost ocupate, văd că dar am verificat de dimineață, au lăsat ceva mizerii și noi, ok. Sper și am încredere, v-am zis, în educația noastră a tuturor, că vom lăsa curat. Iar tot ce se va întâmpla este monitorizat, va fi monitorizat pe video. Este în folosul nostru, la anul se va mări suprafața, probabil va veni și cealaltă surpriză pe care v-am zis-o, eu o cunosc, dar nu pot să o divulg, că așa este înțelegerea. Și trebuie apreciat totuși că este o donație, adică nu s-a consumat nimic din bugetul local. La nivel național au fost amenajate de companie aproximativ 20 de astfel de spații, Albești de Mușcel fiind una dintre locațiile alese, în special datorită zonei frumoase. Din păcate, drumul județean care tranzitează comuna pare un obiectiv greu de atins pentru Consiliul Județean. Turiștii care doresc să ajungă în zonă fiind nevoiți să parcurgă câțiva kilometri plini de adevărate cratere.